Peste 345.000 de apeluri au fost formate la numărul unic de urgență 112 în județul Hunedoara în 2013, dar doar 28% au fost reale, dintre acestea cele mai multe apeluri fiind transferate către ambulanță, peste 60%, și poliție, 22%, iar restul către ISUS, MURD și jandarmi. Majoritatea apelurilor false și abuzive provin de la copii, tineri, persoane cu probleme psihice și sunt în mare parte realizate de pe cartele prepay. Sunatul fără motiv real la numărul de urgență este interzis de lege, un hunedorean fiind sancționat pentru apeluri false și abuzive către 112. La nivel național, peste 10.000 de persoane au fost sancționate pentru apeluri false și abuzive la 112. Cele mai multe sancțiuni au fost date în județele Teleorman, Suceava și în București.